În Ubuntu se instalează foarte ușor aplicații. Te duci pe panoul principal, te duci pe foaia sau tabul sau lentila de aplicații, cauți aplicația pe care o vrei, eu vreau GIMP. Clic, o să-mi deschidă centrul de programe Ubuntu, care este aplicația implicită care instalează programe, și se duce direct la GIMP. Aici am descrierea aplicației GIMP, niște imagini cu GIMP. Mai jos sunt niște suplimente, le bifez dacă vrei, sunt niște pachete opționale. Versiune, cât o să ocupe și recenzii, nu are recenzii în limba română. Instalează, îmi cere parola, apt-diamond îmi cere parola, ia. Pentru că apt-diamond face efectiv instalarea și nu Ubuntu Software Center. Deci centrul de programe Ubuntu e doar interfața grafică care face instalarea. Bun, la sfârșit o să-mi adauge iconița. Aici pot să văd ce se instalează în desfășurare. Dacă mai instalez altă aplicație, să vedem. Google Chromium, instalează. O să-mi apară aici în coadă încă una. Încă o aplicație. Mă rog, s-a instalat mai rapid decât mă așteptam. Deja am aici aplicația. Dacă vreau să scot aplicația respectivă, am și un istoric. Dacă vreau să scot GIMP, mă rog, acum pot să pornesc să văd. Mă rog, GIMP, aplicație de editare. Așa. Toate aplicațiile. Ia să vedem, vreau să dezinstalez Google Chrome, că tocmai l-am instalat. Bun, îl închid. Chromium, Google Chromium, Google Chrome conține și Flash. Elimină. Înlătură tot. Sunt o grămadă de aplicații, e foarte ușor să instalezi și să dezinstalezi. Hai să arăt și care sunt cele mai populare aplicații. Asta este centrul de software Ubuntu. Asta este interfața, pagina principală. Aici sunt niște reclame, acum sunt niște jocuri. Mă rog, click, te duc direct la reclamele respective. În stânga diverse categorii, cele mai noi aplicații și cele mai apreciate. Hai să vedem care sunt cele mai apreciate. Gparted pentru editor de partiții, Stellarium pentru un cer virtual, constelații. Audacity e o aplicație foarte mișto pentru, pentru editare audio. Sunt foarte, foarte, foarte multe aplicații. Ai o grămadă disponibile. Astea sunt doar cele mai populare. Poți să cauți pe orice temă. Din păcate, sunt unele aplicații pe care nu o să le găsești pe Ubuntu, pe care le găsești pe Windows, dar sunt foarte multe soluții alternative. Ok, cam atât despre instalat și dezinstalat aplicații. O să mai fac încă un filmuleț despre lucruri avansate legate de instalare și dezinstalare aplicațiilor. Pa, pa!